De la începutul acestui an, suma aferentă unui tichet valoric pe care îl primește un donator de sânge a crescut de la 67 de lei la 280 de lei. Creșterea semnificativă a adus cu sine un număr impresionant de oameni care vor să doneze sânge. Am început anul 2024 în forță. Săptămâna trecută au venit donatori peste capacitatea noastră de a procesa, a prelucra tot sângele donat. În acest sens, la un moment dat am fost nevoiți să întrerupem și donarea și să triem oarecum donatorii. Zilele acestea am așteptat la fel un număr crescut de donatori, dar probabil în cauza condițiilor meteo este scăzut numărul, dar probabil se va crește în continuare. Printre donatori l-am găsit și pe Vasile Zaharia. La cei 50 de ani ai săi, bărbatul deloc din comuna Holboca spune că nu își mai amintește de când a făcut acest gest prima dată. A donat de 45 de ori, deci acest lucru înseamnă peste 20 de litri de sânge. Dacă stau și mă gândesc, 20 ceva de ani. Câte vieți am donat, ar trebui să trăiesc 100 de vieți. La câți donatori am... Câte vieți am donat. Așa m-am obișnuit, adică organismul mi s-a dat. Dacă eu nu donez la semestru, mi-e rău. Pe Florin Croitoru l-am găsit în calitate de asistent medical, care îi ajută pe donatori să se simtă confortabil cât timp donează sânge. Însă și el a donat de 62 de ori în ultimii 17 ani. Își amintește cum a fost prima dată când a venit pentru a dona sânge. Era în anul 2007. Pentru a face bine, pentru analize... Și mi-a dat o stare de bine, eu având o fobie de aci la momentul respectiv, și am văzut cum este bine cu donarea și am continuat. De câte ori am putut, am avut ani când am donat o dată pe an, ani când am donat de 4-5 ori, am făcut și trombocite la procedeul de afereză. Împreună cu ei sunt și alți donatori mai tineri. Consider un gest destul de drăguț pentru alți oameni care au nevoie. Păi, este bine și pentru sănătatea mea, mă face și pe mine să mă simt mai bine și în felul ăsta ajut și oamenii. Poate au nevoie. Orice persoană care are vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani și se bucură de o sănătate bună poate fi donator. Medicii recomandă însă ca înainte de a veni la centrul de transfuzii sanguine să consume un mic dejun bogat în glucide, să nu fumeze și să nu bea alcool.